Dar și nefericită, mulțumită pentru tot ce îi se întâmplă în viață. De unde aveai să știi, de unde să înveți atâtea? Păi da, din situații, din niște adevăruri, din viața de zi cu zi. Să zici, să aduci aminte. Cineva era cartea. Cum mai zice? Scap acum. S-a montat și un spectacol. S-a scris o piesă, să zic cum mai zice, domnule român, scriitor român. Era o secvență acolo despre copilărie, despre... Dacă mi-a venit numele și s-a încurcat cu alt nume. Copilărie, da? Unde ești tu? Copilărie cu pădurea ta, cu tot, cum era. Așa. Cum e copilăria? Cum e inner child? Cum e amintirile tale, programelul din amintirile tale despre atunci când erai copil? Curioasă erai, curios, fetele, băieții. Cum e făcut organismul, cum se mișcă aparatul locomotor, cum se rușinau sau se erau curioși copiii să se uite, să-și arate, da? Unul la altul, cum e construit un pic mai jos. Tot, era foarte curios, era interesant, era descoperea lumea în toate culorile posibile. Dom'le, îmi scapă numele. Și acolo era o secvență cu copiii, cum pentru ei era cumva era normal să vadă un corp gol, fată sau băiat, dar erau mai mult curioși decât, adică era așa o... Și dacă energiile erau date peste cap din neam în neam, bulversarea trezea mai repede, am înțeles, trezea mai repede magul, copilul la câțiva ani, îți dai seama, deja era curios, dar ce și cum, cum e construit organismul omului. Și deja îl ducea mintea într-o direcție sau alta. De-aia e cumva, nu că ai condamnat, dar cumva înțelegi, ești la mijloc, ești și condamn și nu condamn incestul, și, pentru că și sub măști poate fi mult și omul să nu-și dea seama, da? În familie. Să fie cu cineva să se întâlnească în afară și, de fapt, e vrăjitoarea din familie care s-a dat, sora s-a dat drept ispită sau o cunoștință nouă. Sau fratele s-a dat drept, sau tot sora s-a dat drept un bărbat frumos sau, da, magii. Vrăjitoarele știu despre ce vorbesc. Dar e cumva, e un proces unde trebuie să înțelegi niște lucruri, să accepti că e vorba despre trecutul neamului tău, ți se oglindește, ți se arată, intri în să lămurești niște lucruri, ții cumva așa să le spui pe nume, da? Adică stai la masă cu o soră și un frate sau un frate și o soră, să zicem. În vizită ai venit sau ei au venit în vizită la tine, da, vorbești și la un moment dat simți, nu știu dacă ei ar înțelege sau ar ști, tu simți energetic ce se întâmplă acolo. Deci
ți se arată și imaginile, cum a fost totul, cum ce a fost între ei și unde sunt și despre ce e vorba. Uite, vorbesc despre asta și mă apucă partea asta de mă... Aici e portalul, gata, e clar, am înțeles. Jesus Christ, partea dreaptă, da? Masculină. Ok. Și numai nu... Bunul simț numai nu-ți spune să zici... Nu te face să zici... Dar voi hâca-hâca amândoi împreună sau... Ții și cumva genă să zici... Dom'le, dar în ce lume am sărit? Adică așa, pe față, nici nu măcar voalat, nimic. Da, magii. Că așa era, că am înțeles. Magul e o altă persoană. Magul e altceva, adică să nu te minunesc, că magii sunt alte ființe și trăiesc altfel. Da, așa și e, 3D-o, da? 3D-o. Și acum sar din 3D cu incestul nelămurit. Toată lumea în 4D și începe să cliruie, să vindece, pentru că nu poți urca mai sus. Doamne, ce tare, uite ce mă... Uh-huh. Hai că se deschide, hai. Bun. Vindeci, lămurești, da? Aia am zis, că omul trece din 3D în alte vibrații, urcă, da? Urcă, coboară, zic cum vrei. Și îi se răstoarnă tot la nivel de ADN, îi se răstoarnă tot în softul său, biosoftul, îi se răstoarnă că îi vine să vomite când își vede rudele. Îți dai seama? Pentru că simte, vede, aude, înțelege ceva ce până atunci poate că nu era deschis ochilor și urechilor și simțurilor. Da. Se vindecă acum. Da, așa. Și e un fel de cercul vieții mai rapid. Acum, o lună în urmă a fost Crăciunul. E cumva luna asta, ianuarie, a fost tot te învârtea în jurul cozii. Tot nelămurit, nelămurit. Și în februarie, se sare și au. Da? Simți. Se disfundă, se lămurește una alta. Da, sunt niște întrebări tabu, niște... De unde... Da, te vin tot felul de întrebări și răspunsuri. Și culme, în familie, să zicem, se întâmplă ceva, nu știu, frați, surori, copii, părinți, se legați între ei, nu știu ce să zic, da? Și se... unii pe alții se... Cum se numește? Șantajează, așa. Și să zicem, fratele nu mai vrea, s-a săturat, nu mai vrea nici să o vadă pe sorsa, nici să audă de ea. Și nu știe cum să scape din... S-a trezit, să zicem, a urcat în vibrație, înțelege unde e, înțelege ce îi se întâmplă și vrea să primească, să se despacheteze ca mare, să înțeleagă niște lucruri și mai departe, adică în 4D. Și aia sau ăla, fratele sau sora, cu cine rezonează, cum, cine ce simte, dintr-o parte, vede. Și nu știe cum să scape, că... oponentul, oponenta din familie îl șantajează, o șantajează. Vezi că dacă nu stai cu mine și nu mă hâca-hâca mai departe, uite cum ești făcat și ții forța, da? Forța fie cu tine. Acolo ești. Te spun la mama, te spun la... Și femeia are 50 ceva de ani, bărbatul are 50 ceva de ani. Adică... Fratele, soră, să zicem. Nu că asta vine acum. Asta sunt informația și răspunsurile. Te spun la mama. Te spun la... Mama de mult știe. Mama știe că mama și ea e vrăjitoare. Și știe ce se întâmplă între ei doi. Dar, mă rog, lasă copiii să se distreze sau să se simtă bine. Sănătoși să fie. Să arătă. Și
el, să zicem, mai sensibil sau ea, el nu poate să scape din relație dusă, da? Ori depinde din ce punct de vedere vezi și nu știi dacă, nu poți să zici că e dusă relația sau nu. Cine știe ce îți dezvoltă, îți deschide niște senzori că mama dragaia, știi? Mamă scumpă mamă, da, da, da. Mamă dragă, mamă. Așa. O șantajează sau îl șantajează și ea fiind în altă relație, ăla sau ea vine la iubit, la iubită care în triunghi, șeptiunghi, patrulater, zic cum vrei, și zice, dar eu știu că acolo e zăza-băza. Și spune în față, dar îi spune cumva în față, singură, neînțelegând, singur neînțelegând pe unde e, îi spune, m-am culcat cu toate rudele mele, m-am luat la, cu toți, da? Și el sau ea, auzind, zice, ce faci? Vrei să mă faci gelos? Sau, știi? Începe neînțelegând că omul ți aduce pe tavă. Uite, eu văd ce se întâmplă în familia ta. Tu nu trebuie să îți faci griji sau să te ascunzi. Fii sincer. Fii sincer cu mine, îi zice. Îi dă de înțeles. Și omul, de, da? Neînțelegând, neclirând cineva, a zis că poate că nu trebuie să clirui energiile, nu le vindeci. Ei, cum să nu? Eu acolo sunt, că unde înțeleg că trebuie de vindecat, trebuie de cliruit. Da, și îi spune, da, eu, uite, știu, uite, uite ce, uite, 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 știi? Știu unde ești. Și de-abia acum, aia am zis, te bălângă între lumi, pentru că fiecare, când urcă în vibrații, acceptă, trece prin portal și acceptă spațiul ăla care îi se propune. Trebuie să accepte, că altfel nu vede mai departe ce se întâmplă și nu are trecere mai departe. Vama, da. Vama. Și trebuie să afle și asta la rând. A fost, n-a fost, cliruit, necliruit, trebuie curățat. Cred că trebuie curățat, mai ales dacă e vorba de magi. Dar cum zicea cineva, nu știu dacă trebuie curățat, pentru că ți-a deschis niște senzori, niște, ți-a descoperit să vezi altfel lucrurile, să e cumva amintirea copilăriei, dacă e incest, știi, legat de copilărie și omul fuge acolo, se ascunde, să-și aducă aminte momentele grandioase, unde a descoperit lumea în alt mod și în alt fel. Sau a descoperit-o și s-a speriat și s-a închis în așa hal că i-au dispărut și abilitățile magice și acolo e. Și omul idei nu are. El crede că e mag și face și drege și dacă ar accepta și ar deschide și lucrurile astea le-ar pune pe tavă, concret, domnule, asta e acolo, îți. I s-ar deschide altă lume, s-ar deschide alt portal, s-ar deschide mult mai, da? Cum a, fiecare ce curaj poate să aibă, adică, da? Să lași totul și cu cine rezonează și să o ia de la cap, da, răsturnat. Lovers, răsturnat situația între cei doi sau cine fi. Și apare soarele. Acum de-abia apare soarele. Știi? Magul are de trecut prin... E băgat în situație multivers, lumi paralele, e pentru magii. Curioși și... înțelepți. În fel, da. Care vor să descopere lumea, să înțeleagă, să vadă, să... Da. Și la magie, eu așa simt acum, înțeleg, timp nu există, îți dai seama dacă ești dintr-o familie de magi, care te trezești în fața ta cu străbunicul tău. Și idei nu ai cine, despre ce incest vorbim atunci, știi? Adică schimbi percepția și zici, și atunci n-ai cum să lămurești lucrurile așa, omenește, știi?
se lămuresc doar energetic, se lămuresc, se vindecă, încă o dată dacă ar trebui vindecate, nu se știe. Se lămuresc cumva, da, comparativ cumva se cliruie. Și am avut și am pierdut, da. Bun. Da, azi tot cu asta în cap, tot cu... Am fost ghidată. Înseamnă că acolo clirui. Stai, stai aici și clirui toată ziua. Toată ziua, bună ziua. Na, okay. Uite și bănuți. Cuțit, cuțit, cuțit. Și bănuți nouă de bănuți. Încă bănuți. Da. Și regele. Regele de monede a răsturnat vrăjitoarea de lângă el. Aici ziceam eu, cred că, da? Sora care lămurea lucrurile. Da, da, da. Vrăjitorul meu mai mare să-i rezolv eu, adică mă bagă în cuțit. Ying și Yang. Să-i rezolv eu, să-i fac un Ying și Yang aici, în familie, să nu se prăbădească bunăstarea. Boomerang. Și vine, bumerangul vine cu o larvă agățată. Da. Nu mai pot. Și răsturnat. Prostul răsturnat, bufonul. În cuțițe. Urlă la lună. Da. Da, aici. Urlă la lună și după ce urlă la lună, începe să-i se împlinească visul. Îi se dă voie, așa, am înțeles. Asta vine informația acum. Îi se dă voie să-și împlinească visul, să se îndrăgostească de să fie împreună, să-i fie iubită alături, ca și cum incestul din 3D între magi, săritură cuantică și trece prin moarte toată lumea, da, săritura cuantică, am zis, e săritura cuantică, dar e un fel de a muri, un fel de a, așa. E ca și cum trece prin moarte, să zicem din relații el cu ea, da? Ea trece prin moarte și el, și când sar în altă lume, ea e, uite și soarele a ieșit, mama, foarte frumos. Ea îl așteaptă, energia ei a surorii, îl așteaptă în altă formă. Știi? Și forma aceasta alta, cu energia surorii, se întâlnește cu el și e nebunit, e o dragoste nebună, se întâmplă o explozie de nuferi. Și ea, ca și retrospectivă, sau cum se zice, înapoi în viitor, vede legătura puternică între el și ea de atunci. Înțelegi? Și îi se dă pe... lumea toată îi se... Da? Și trebuie să aibă un pic de răbdare ca să se ancoreze lumea asta unde sar ei. Că am mai zis cu reîncarnările. De atunci vine omul și e... iubitul tău, iubita ta poate să fie mama, tata, sora, dar trecând moartea. Ori acum reîncarnările sunt quantum leap, săritură cuantică și îți pui mâinile în cap, da? Dar e un proces, trebuie să vindeci, să clirui, să spui lucrurilor pe nume, da? Să simtă omul, să simtă și tu, să simți toată lumea, știi? Care lume? E cineva. Să simți și rușinea neamului și
nefericirea și bucuria și, da? Toate trebuie simțite, trecute prin... Acum e un pic mai ușor, ai trecut prin ce ai trecut, un fel de ție tot una. Dar ceva simți că a rămas nevorbit și atunci trebuie spus. Pardon, și cum spui, cum te aduce în... Uite ce fac cu tine, te aduc așa, un fel de șantaj din partea... Înțelegi cum e? Șantaj din partea lui, că tu, soră, ai făcut săritura cuantică cu cine rezonează fetele băieții. Și îi spui, aia, eu aia de atunci te-am șantajat, că te spun și nu știu ce, dacă nu stai cu mine, că mi-ești tare drag. Și aici sare în lumea asta și zice, dacă nu înțelegi lucrurile cum stau și nu lămurești între tine de atunci și mine de atunci... Să vezi ce fac aici, aici în lumea asta unde sunt doi oameni diferiți, dar energetic sunt puternic atrași unul de altul. Înțelegi cum e? E... Da. De-aia clear-ul e... Astea erau relațiile neduse până la capăt, nelămurite, lumea divorța, neînțelegând ce se întâmplă, ce, da? Pentru că n-a fost vindecat, clear-uit, nu știu, exorcizată relația... de incest în neam. Nu că tu, că ai tu ai făcut, lasă, tu îți dai seama neamul, neamul, neamului. Aia am mai zis, ia uite iară cum, un te bagi, stai la, ei nu, ia vezi. Regii, reginele, mai ales acolo, acolo e, da? Să nu se prăpădească și mai ce popor, nație are. Da, să rămână tată în familie, aici nu... Nu împărțim averile, nu știu cui, tot neamul să rămână, da? Aici. Tot respectul față de orice neam. Și ea e agățată în pom. Fierdec. Da. Distrez azi, o zi. Da. Masca jos. De-aia tot timpul am zis, nu odată, dacă stai de povești cu cineva sau cineva necunoscut, cunoști, da? O persoană sau... Că nu ai pe nimeni, faci săritura cuantică, nu contează, sub măște, am mai zis ce lume e. Și tu intri în relații cu cineva, intri, da? Tot timpul aveam cu mine, când stai de vorbă trebuie să ai cu aia. cam sperie, cred că vorba aceasta cumva, dar înțelegi omul unde e, e cam dai de înțeles tu unde ești și da, da, nu, nu merg mai departe, da, răstoarnă justiția, încearcă să răstoarnă. Da, a vrut să răstoarne justiția și să magească. Magic, iar în cuțite. Ce faci? În turn, da. Arde în, da, în agonie. Vrea să lămurească. E foarte simplu, nu trebuie să te duci, să te zbați, să te, dar cum să fac? Simplu! Te duci la om și îi spui. Da, da, nu, nu. Nu mai alte relații, nu mai alte... vibrații, alte, nu știu, energetic. Ai în tine așa telepatic, frumos, nu mă mai bag, știu unde îs, știu cine e, da? Dar dacă te-ai băgat și ai și pretenții, te bagi cu pretenții și cu cine mis și tot neamul și cu inceste și cu tot neamul între ei, ca vine peste tine să te acapareze, să-ți ia pământurile, păi da cum? Atunci, it's this. Sceptru. Așa, la arena. Ține sceptru. Încearcă, dar nu.
Și să scrie despre așa ceva. Ok. Bine. Hai. Urechile ciulite și ascultăm ce se scrie despre așa ceva. Bun.